Comisia de Dialog Social a județului s-a reunit astăzi la prefectură. Printre temele discutate a fost și lipsa personalului auxiliar din învățământul preșcolar. Reprezentanții sindicatelor au catalogat discuția drept un semidialog, fapt care a stârnit nemulțumirea președintelui Consiliului Județean Ioan Cindrea. În grădinițele sibiene nu se face curățenie așa cum ar trebui, iar paza instituțiilor de învățământ este deficitară. Aceasta este declarația inspectorului școlar general, care spune că blocarea posturilor pentru personalul auxiliar pune bețe în roate procesului de învățământ. Imposibilitatea supravegherii preșcolarilor și a elevilor în timpul pauzelor, creșterea riscului de accidente a preșcolarilor și elevilor, inseguritatea spațiului exterior și interior, prin reducerea posturilor de bază aferent fiecare unitate școlară. În replică, Ioan Cindrea a spus că inspectoratul școlar trebuia să găsească soluții până la această oră, precum externalizarea unor servicii. Dacă vorbim și ne uităm aici, majoritatea posturilor sunt de îngrijitori și de portari, pasnici portari. Eu cred că aceste lucruri pot fi externalizate, nu fac obiectul unor restricții. Și eu cred că conducerea inspectoratului școlar trebuie să ia măsuri urgente să deblocheze această problemă prin externalizarea întreținerii curățeniei spre firme, pe licitație publică, pentru angajarea acestor cheltuieli materiale. În cadrul Comisiei de Dialog Social s-a mai discutat despre biletele de tratament care au fost distribuite de la centru și care sunt acum disponibile pentru sibieni.